Fermierii pot garanta creditul bancar printr-o simplă adeverință eliberată de Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură. Oficialii din cadrul instituției au început deja eliberarea documentelor. În adeverință este trecută suma de care ar beneficia fermierul dacă totul ar merge bine cu cererea depusă în cadrul schemei unice de plată pe suprafață. Se iau în calcul însă doar câteva scheme de finanțare. Așa se face că în adeverință figurează plata inițială pe suprafață, înverzirea și plata pentru zona calamitată. Sute de fermieri olteni s-au arătat deja interesat să obțină un credit bancar în baza adeverinței eliberată de APIA. Până la acest moment, la nivelul centrului județean Olt, am eliberat 262 de adeverințe. Bineînțeles că ponderea cea mai mare o reprezintă mari fermieri, adică fermierii peste 50 de hectare. Din 760 de fermieri, 147 au solicitat până la această dată adeverințe. Altfel, pe centre locale, la Slatina sunt 20, la Drăgănești 22 de fermieri, la Curabia 13, la Bal 17, la Scornicești 27 și la Caracal 16. Deci fermierii din centre locale sunt fermieri care au sub 50 de hectare și care, cumva spre surprinderea noastră, anul ăsta au solicitat și ei, s-au grăbit să solicite adeverință în vederea obținerii acestor credite. Procedura este una cât se poate de simplă. Fermierul merge la bancă, apoi la APIA pentru a-i se elibera adeverința și din nou la bancă. Toate instituțiile financiare din județ au încheiat convenții cu instituția și acordă credite. Trei actori importanți sunt implicați în creditarea de acest gen. În primă instanță, solicitantul ce a depus cerere în cadrul schemei de plată pe suprafață, APIA și fondul de garantare. După aprobarea creditului, beneficiarul primește între 80 și 90% din contravaloarea înscrisă pe adeverință. Procedura este extrem de simplă. Fermierul vine la noi, primește o adeverință în care se specifică suprafața de teren pe care a cultivat-o și potențiala sumă pe care o are de primit. Cu această adeverință merge la o bancă finanțatoare care îi acordă creditul în condițiile pe care băncile le au. Fiecare bancă, deși au condiții similare, am înțeles că diferă totuși dobânzile și perioada de rambursare. Oricum, creditele sunt garantate de Fondul Național de Garantare a Creditelor. Solicitantul primește banii pe loc, ca după ce APIA face plățile către fermier, banca să-și retragă direct contravaloarea creditului plus comisioane și dobânzi. În cazul în care fermierul care a beneficiat de un credit este exclus de la plată din diverse motive, instituția financiară își recuperează banii de la fondul de garantare ca cel din urmă să-i recupereze de la fermier.